eu aș avea o propunere pentru toți candidații, vedem când îi vom vedea în plen, ca să semneze acea declarație de integritate care de fapt ei au promis că o vor semna, dar să semneze și un angajament că atât timp cât vor fi în exercițiul funcției, în mandatul de membru al guvernului, deci se vor detașa de orice afiliere politică și vor executa exclusiv doar sarcinile ca membru de guvern și nu vor îndeplini nicio indicație de partid. Și eu cred că o asemenea formulare ar trebui să fie în acea declarație de integritate semnată, ca să nu mai avem atâtea discuții legate de politizare. Cu toate că guvernul a priori este un organ politic, dar totuși în primul rând ca ministru, el ar trebui să îndeplinească sarcinile din interesele statului și nu din interesele partidului. Și eu chiar aș propune membrilor desemnați să semneze o asemenea declarație.